Deci dacă vrei niște căști care au enervant de mult bas, astea sunt căștile alea. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Rec și aici. Ok, am ascultat destul căștile ca să nu uit cum se aud și ca să am ce să compar. Poate ai văzut deja în magazin căștile Achiris Alia și te-ai gândit, bai, să mi le iau. Ei bine, în clipul asta o să vezi care este părerea mea despre ele, pentru că chiar acum mă apuc să le fac unboxing și să le testez ca să văd și eu care-i treaba cu ele. Aparent Alia este încă o pereche de căști lansată de cei de la Akiris, care sunt certificate TeamSpeak și avem așa, All About Gaming, compatibile PC, PS4, PS5 mobile, deci cam cu orice și avem în felul următor, wireless 2.4 GHz, Bluetooth, 40 de ore de playtime și breathable earpads seamănă din poze cu cei de pe căștile Arctis 3, 5, 7 și așa mai departe. 3D de Stereo Immersive Sound. Sunt foarte curios ce ar trebui să însemne chestia asta. Și avem niște accesorii interesante din câte am văzut eu și anume, scrie aici pe fund despre tot, dar avem multe cabluri, un cadou, o bandă, două benzi, adică și niște, o să vedeți, nu o dăm din casă. Așa că eram curios cu 3D stereo, hai să vedem ce înseamnă. Enjoy an immersive audio experience with realistic 3D positioning sound effects reflecting the playback scene and the sound source. Ok, deci teoretic ar trebui să aibă o spațialitate, spa pardon, foarte bună căștile și ăsta e și scopul la o pereche de căști de gaming, pentru că să sunt niște căști de gaming cu RGB, cu lumințe, cu urechi și cu ce? Am dat spoiler. Da, ăsta e scopul, să aibă spațialitate bună ca tu să poți auzi în joc pași, uh, bombe, gloanțe, inamici și așa mai departe, tot. Și să poți repera bine? Adică nu doar să-ți dai seama dacă inamicul e în stânga, să-ți dai seama dacă e stânga față 15 grade, stânga spate 25 de grade, chestii de astea, știi ce zic? Și se pare că aceste căști au microfonul detașabil. Hai să găsim ceva să tăiem aici. Tot Achiris ne salvează cu curățitorul de tastaturi care are peniță, opa, momentul adevărului. Ia! Yeah. O experiență foarte plăcută de unboxing, ca de fiecare dată. Cartonașe, cărticele, stickere, căști. Oh, Se aștepta cineva să găsim căști în cutia asta? Prima mea impresie. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Lăsând cutia deoparte este că aceste căști sunt ușurele, ceea ce Not bad at all, wow! Chiar ușoare și hai să vedem prima probă de confort. Bureții sunt chiar foarte moi, dar vreau să le simt pe cap. Wow, deci nu le simți pe cap, chestia asta îmi place, sincer mă așteptam să fie grele și mari. Mari sunt, mărișoare, uh, cumva mai uh, mărișoare decât mi-ar fi plăcut mie, sau nu atât de finuțe, de fapt, că ele nu sunt mari, dar sunt mai bulky, așa, nu știu cum să zic. Uh, dar da, le-am pus bine left, right, ok foarte confortabile pe cap, nu o să izoleze atât de bine sunetul, dar izolează cât de cât. Acești bureți nu sunt din piele, deci nu transpir și tocmai de aia, pentru că nu se lipesc de piele, nici n-au cum să izoleze 100%. Deci nu cred că asta e scopul lor, să le pui într-o sală de net, de exemplu, unde e mare geologie dar acasă, bineînțeles, că te poți juca liniștit cu ele, numai că trebuie să ai grijă pe ce să ai tu intri atunci când sunt ai uh, tăi în jur, știi ce zic, că se mai aude din căști și... Na. Ce glume proaste am azi. Să terminăm și noi cu cutia, să ducem la bun sfârșit ce am început, adică distrugerea cutiei. Mai avem aici o pungă, încă o pungă și un săculeț pentru căști. Dintr-un material tip catifea, așa, dar e sintetic, se simte, dar mă rog, foarte fin, nu o să zgârie căștile, dar nici nu păreau genul de căști care să se zgârie ușor, adică sunt din plastic, din acela ca pe nu ca pe chichepuri, dar e rugos, așa, e zgrimțuros. Haideți să vedem și surpriza zilei. Miau-miau? <laughs> Sper că astea sunt puse la Caterinca în cutie, adică... Da, mă rog, înțeleg ideea. Sunt interesante. Sau poate sunt pentru fete, știți că fetele au o grămadă pe accesorii de genul ăsta, pe urechiușe de pisică, pe... Uh, nu știu. N-am cum să critic căștile astea că vin cu urechiușe de pisică, pentru că oricum sunt detașabile și e un extra care vine în cutie, nu e ceva în minus, deci na, ce pot să spun. A, încă o chestie mișto, avem două benzi extra, nu doar una, deci mai e la dispoziție una albastră și una roz, dar eu o să las căștile exact așa cum sunt cu cea neagră, pentru că mi se pare că se asortează cel mai bine și arată chiar foarte, foarte bine. Încă o chestie de menționat, pe care nu vreau să uit să o menționez în clip, este că banda se reglează pe înălțime și hai să nu scop pe asta, dar banda are două sloturi în fiecare capăt și practic se mută de pe un slot pe celălalt dacă ai capul mai mare sau mai mic dar cum vinele de fabrică, cel puțin pentru mine și cu șapca pe cap, sunt chiar confortabile. Pe căști este prezentă o dungă care presupune că o să le ilumineze. Avem pe cupa dreaptă 0 mufe, iar pe cupa stângă este full, adică jack pentru microfon, mufa USB-C, mufa jack, buton de on-off, buton de mic-mute și rotiță de volum. Să le dăm noi la maxim și haideți să dăm folia. Mamă, cât de satisfying! Bam, 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 bam. Foarte frumos. Mai avem încă una? Foarte important, ca să nu zici că se aud prost căștile, este să conectezi microfonul corect, dar nu cred că îți permite oricum casca să-l conectezi aiurea, dar în Cutie cum a stat el e curbat invers față de cum ar fi trebuit să fie și îți lasă impresia că ai partea corectă dar trebuie să te iei după partea asta de la mufă care o laterală rotundă și practic cam așa se conectează și acum dacă le pun pe cap cu microfon. Au, au, avem microfon. Eu nu suport Microfonele de la căști, în general, adică nu suport să le folosesc. Am avut căști care aveau microfoane care se auzeau blanao. Mi se pare că era tot o pereche de căști, Achiris, Achiris uh, Sirius sau ceva de genul ăsta, se auzeau bine. Bine că mi-am adus aminte înainte să mă apuc de editat, că ar fi bine să facem și un test cu microfonul să vedem cum se aude și cam așa se aude. Eu l-am ascultat în căști, mi se pare că se aude la un nivel ok și decent, nu extraordinar, nu te dă pe spate, dar uh, na, ai microfon, poți comunica, zgomotos nu pare a fi, văd asta și pe Vumetru, văd asta, uh, am și auzit asta, pardon, iar ca și handling sound, și o să audă prietenii tăi pe fix sau în înregistrări sau mă rog, când îți niște căștile, cam așa se aude. Ok, let's go. Ia să dăm și noi on la căști. Am greșit butonul. Am greșit butonul. Ăsta de jos e ok. Power on. Mamă, dar ce voce! <laughs> și luminează cumva? Da, mă, că șterge pe direct. Ar fi mișto, dar cred că se poate să schimbe efectele. Poate se poate, nu, nu sunt sigur. Cei care își iau căștile astea presupun că o să le folosească wireless. Și eu le-aș folosi wireless, dar setup-ul audio nu îmi permite, pentru că eu trebuie să aud din mix ambele pisiuri și, mă rog, e mult mai complicat. Dar... Dacă vrei să te joci cu ele wireless, practic conectezi dongle-ul în PC și cam asta e. Iar dacă rămân fără baterie, poți să conectezi repede cablul USB-C în ele, ții cablul în ele în timp ce te joci și ele se încarcă. Adică nu trebuie neapărat să le lași deoparte ca să le încarci. Asta e idea și asta e partea bună. Iar noi o să le folosim cu cablu și hai să vedem. Asta ar fi un cablu jack cu asta se pot conecta într-o mufă de laptop, mufa aceea combo și o să ai și microfon și căști, pentru că acesta este un cablu TRRS, adică tip ring ring sleeve. Iar ăsta este prelungitorul pentru el, care din TRRS face TRS, adică mufă de căști și mufă de microfon. Noi o să o folosim pe aia verde în mixer, cu un adaptor pentru jack mare și treaba e simplă, opa. Ok, ăsta stă calume aici, adică clipsează calumea, geacul nu o să-ți iasă random în timp ce te joci, dacă le folosești cu cablu, ca mine. Power off, când am conectat mufa și au dat power off singure, foarte tare, pentru că nu se duce din baterie și acum e treaba cu treaba, adică să scoatem căștile alelalte și să... Unde mi-e ăla? Eu am nevoie de adaptorul ăsta, iar acum pot să testez căștile și să văd cum se aud, așa că hai să-i dăm play și să enjoy some music. Au bas, un pic cam mult bas pentru gustul meu. Eu aș fi preferat puțin mai multă claritate și mai puțin bas. Mă, păi ce -a? Aaaa. Așa e când pui 700 de chestii pe tastatură. Prima chestie și cea mai uh, mare chestie sesizată despre căști este că au mai mult bas decât trebuie. Chestia asta oarecum s-ar putea să te ajute în joc că, na, pașii, chestiile astea de prin uh, casă, de exemplu, când ești pe CSGO și auzi oamenii prin casă, în palat, în habar n-am auzi uh, sunetul de pași, uh, dar da, se aud ca niște căști de gaming, eu de folosesc căști de studio, că am alte preferințe. Uh, nu se aud rău, în sensul de a nu se auzi uh, clar, dar din punctul meu de vedere este prea mult bas, deci e, e, e prea mult bas, punct. Trebuie să, să fie și în alte, nu doar bas. Iar acum, haideți să le testăm și pe wireless, pentru că vreau să văd dacă se aud la fel de bine și atunci când nu avem cablu și teoretic așa ar trebui să se întâmple, le pornim, ia, power on, ce drăguț, connected, mamă, mamă, ce voce suavă ai în căști. Da, nu mă mai aud, gen, se aud foarte tare pe wireless. wow, bro, wow. Sincer, sunt uimit, nu mă așteptam, dar căștile se aud mai tare, mult mai tare pe wireless. Chestia care de obicei e invers, știi? Pe wireless e mai încet, sunt date mai încet de producători ca să nu consume atât de repede bateria și așa mai departe, dar probabil că au o baterie destul de bambană în ele, încât să țină. Și în felul ăsta, cu volumul ăsta, țin 40 de ore. Adică, ok, da, bine, nu știu, dacă 40 de ore de muzică, că una e consumul din joc, când nu auzi ceva constant, cum e la muzică, unde se aude și tare și mult și mă rog, dar în orice caz e, e super ok battery life-ul. Bun, haideți să tragem concluzia despre aceste căști mirifice, minunate și fantastice de la chiris. În primul rând, pachetul este foarte ok, accesoriile nu lipsesc, chiar avem, ca de obicei, multe accesorii și este foarte mișto că ți le și poți personaliza, adică dacă vrei bentiță albastră, spui bentiță albastră, dacă vrei roză, spui roz și așa mai departe, ați văzut și voi. Uh, ca și construcție, foarte ok, nu sunt cele mai complexe, complicate căști sau ceva de genul ăsta, sunt simpluțe, dar Eficiente ca și construcție, zic eu Presiunea laterală cu Care te apasă pe urechi este even Cupele stau bine pe urechi Urechea încape cu totul în cupe Bureții sunt confortabili Plasticul nu pare genul de plastic care să se zgârie ușor În afară de cel lucios de pe margini Care, na bineînțeles că se va zgâria ușor, că e lucios. Iese la polish, știi ce zic? Conectivitate foarte ok, uh, delay în joc, presupun că nu este că suntem pe wireless 2.4 GHz, oricum nu mă joc cu căștile wireless și oricine s-ar juca în mod competitiv nu ar folosi căștile wireless. Le-ar ține pe cablu, adică dacă te duci la major să joci ca IME, știi ce zic? Și aici căștile astea, sunt astea căștile tale main, îți iei și cablu cu tine. Că nu o să te joci acolo când e vorba de DataWire Premium, știi ce zic? A wireless. Da. Acolo îți trebuie și milisecunda aia e un avantaj. Ok, uh, revenind. Da, uh, foarte ok. Nu le simți pe cap uh, din punctul ăsta de vedere ca și uh, utilizare, ca și confort geniale. Deci absolut geniale. Nu mă așteptam peste așteptări. luminile astea mie personal nu îmi plac. Le-aș opri. Poate din driver, nu sunt sigur, nu am stat să instalez driverul și nu am timp acum, dar sunetul, hmm, spațialitate, o feia bună, dar e prea mult bas. Asta e, asta e părerea mea despre, despre căști. Pentru mine este prea mult bas. Sunt mult prea basy și din cauza că este atât de mult bas, cumva în altele nu mai ies în evidență sau mediile, nu știu. Ideea e că ar fi trebuit să fie un pic mai echilibrat sunetul din punctul meu de vedere. Dar pentru o pereche de căști de gaming, da, sunt peste așteptări, mai ales în bugetul lor am văzut că sunt sub 400 de lei, deci nu ai cum să ai pretenții de căști hi-fi la o pereche. Sau de la o pereche de căști de gaming. Pentru um, scopul lor, pentru gaming, cu siguranță sunt niște căști foarte reușite și foarte ok ca preț, dar cel mai important, foarte confortabile. Cam asta e cu căștile, cu primele impresii despre ele, uh, și cred că cu siguranță, dacă aș face un review peste 2-3-5 luni la această pereche de căști și le-aș folosi în uh, acea perioadă, cu siguranță nu aș avea de obiectat despre confort, cu siguranță n-aș avea de obiectat despre uh, altceva, construcție sau habar n-am, pentru că asta cu siguranță nu, nu o să dea greș Aș comenta despre bas la ele și peste șapte luni, pentru că e prea mult din punctul meu de vedere, e un bas mișto, adică nu vă gândiți că e de ăla de pârție, pârâie, căștile, chestii, e e chiar plăcut, dar e prea mult. E prea mult și uh, e, 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 amplificat de, de, ceva, nu știu, au ele un DSP, ceva, nu știu, habar, presupun. Deci dacă vrei niște căști care au enervant de mult bas, pentru mine și pentru gusturile mele, poți să îți perichea asta de căști de la Kiris. Alia se numește. Căștile Alia. Știi? <fie> Știți căștile Alia? Căștile Alia. Păi bune, dacă nu mă credeți. Astea sunt căștile Alia. Am ok, să închei acest clip cu căștile pe cap, cu rechiușele, cu toate astea, uite, le punem așa ca să se vadă. Pe total mi-au plăcut. Ce pot să zic mai mult decât că aveți reducere la absolut orice comandă pe pisigara și și codul și adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico așa ca profitați de la maxim și pe fan cu căștile astea dacă vi le luați sau dacă aveți în plan să vă luați căști, luați și căștile astea în considerare dacă sunteți fani, confort și bas foarte confortabile și foarte ușoare. Da. Eu am fost Flash din studio. Arrivederculus! Pa, pa! Ia uite, îmi sună și alarma că... Business! O să vând căștile!